Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars cu noul gadget pe Penny, pentru că vă spuneam bine că o să vină un nou gadget pe Penny care se numește Captain Compass. Nu știu de ce naiba se numește așa, dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți. Știți bine că fiecare săptămână vin cu gadgeturi noi și vă arăt noile gadgeturi. Star Power-ul a fost deja lansat pe Surge, nu mai trebuie decât să vină skinul pe Jackie. Da, trebuie să mai vină skinul pe Jackie, în fine, deci nu uitați de butonul de like, un follow pe Instagram la Mădărin Pucătania 23 și dacă cumva vă jucați Brawl Stars, folosiți codul Mădălin pe shop, dați-mi tag pe Instagram dacă folosiți orice să cumpărați de pe shop. Bineînțeles, o să vă arăt, pentru că este foarte, foarte bun și cu primul, dar și cu al doilea gadget, Star Power, dar o să vedeți că acest gadget este destul de dificil pentru a nimeri jucătorii. Trebuie neapărat să te duci cu Penny, adică să lași tureta undeva, să te duci cu Penny și să te pui lângă un adversar și când te-ai pus lângă un adversar să-ți dai gadgetul, că atunci automat din acea turetă vor putea acele bile, nici nu știu, practic nu-i turetă, e mortar și din acel mortar iasă bilele acelea și se vor duce direct pe țintă. Prima dată o să testăm cu Star Power-ul acesta, emote-urile sunt acestea, nu știu, mi se pare foarte tare acesta. Acesta cu inimioară și cum scoate limba, dar nu înțeleg de ce scoate limba și are și inimioară în același timp. Hai să vedem, să testăm, băieți. O să fie foarte, foarte bun în anumite situații acest gadget. Bun, foarte bun în anumite situații. Să-mi încarc prima dată superul, pentru că, bineînțeles, de ce nu. Okay. Gata, acum este încărcat, bun. Hai să punem aici tureta. Bineînțeles, tureta automat dă simplu, fără să... Deci fiți atenți aici. Fără ca să fie oprită, să bagi și ăsta ca să fie bătut. Hai să-l bagi și pe acesta, ca să am tureta încărcată. Deci fiți atenți, băieți, aici. Dacă eu dau gadget-ul și sunt aici, automat toate bilele acelea vor veni unde sunt eu. Dacă mă voi duce aici sus, dar stai să vedem, sunt curios, oare pot să mă duc eu până la ce? Ok, deci până aici. Deci nu poți să te duci tu unde vrei tu, să lași tureta de capul tău și să te duci în orice parte a mapei, ca să spun așa. La urmă are o anumită distanță. Da, uite că și zice turet is too far. Deci nu poți să te duci, dar e bine un lucru. Uitați-vă unde sunt eu și unde este tureta. Deci totuși e o distanță destul de măricică. Nu poți zice nu, o să încerc după aceea să pun și la perete să vedem cât de mare este distanța. Și acum, uite, eu o să mă duc aici la limită, da? O să mă duc la limită și uitați-vă și voi, băieți. Deci din turetă au venit bilele până aici unde sunt eu. Din turetă, băieți, din turetă. Pe lângă faptul că dacă pui o altă turetă, de exemplu, o punem la perete, da? O punem la perete, mai bubuie și din acestea. Știți bine chestia asta. Asta este primul Star Power. Cu al doilea o să fie mult mai minunat, pentru că o să fie zona aceea de foc. Și o să testăm și cu boți. Ok, deci să vedem cam până unde trebuie să fiu eu ca să pot da. Deci cam asta este distanța maximă. M-am dus așa, nu mai este distanța. Asta este distanța maximă, băi. Stai ca să fiu și lângă turetă. Uite, asta este distanța maximă. Maxim. Și automat, dacă eu sunt aici... Mamă, da, cum vin, frate, ești nebun din turetă, cred că e cel mai ok să te uiți. Să te uiți așa. Bun. Acum haideți să testăm cu primul... Nu, cu primul, cu al doilea. Pentru că gândiți-vă doar puțin. Ai dat hitul normal. Deci ai dat hitul, ți-ai încărcat superul. Și după aceea tu când îți dai gadgetul, pe lângă faptul că vin nu știu câte bile sunt, ia să ne uităm atent, parcă 4 sau 5. Hai să punem, uite aici o să punem. Nu cred că dă. Nu dă, ok, nice. Ia să mă uit să vedem, deci mă duc pe ăsta. 1, 2, 3, 4, 5, bro. 5 bile din mortar. Gândiți-vă doar puțin cât de OP o să fie acest gadget. Cel puțin cu Star Power-ul acesta, uitați-vă. Bam, bam, bam. Uitați-vă câtă zona de foc, e la fel zona de foc ca lui Burley. Ce să mai pot, cum mai pot scăpa, frate? Cum mai pot scăpa? Pe lângă faptul că primești damage de la turetă, de la bile, mai primești damage și 400 de pe foc. Hai să ne ducem acum, o să pun aici așa și o să mă duc aici. Genial, frate, o să fie genial. 400 pe secundă. 400 pe secundă și mi se pare că, ia să vedem noi. 400 pe secundă timp de 3 secunde, asta înseamnă 1200. Ori 5, că sunt 5 zone, da, bine, nu poate să stea în toate cele 5. Oricum înseamnă foarte mult damage. Combinația asta este fatală. Deci combinația cu gadgetul acesta și cu Star Power-ul acesta, adică al doilea gadget și al doilea Star Power, sunt fatale. Acum, hai să ne jucăm, să dăm niște friendly game-uri, bineînțeles, cu boți. Dar să aleg eu o mapă bună, o mapă ok. Așa că hai să aleg Dark Passage-ul. Credeți că ar fi ok să mă duc de solo?
Hai să încercăm, să vedem. Oricum o să joace dezastros boții. Cu siguranță nu o să fie niște boți extraordinar de wow. Dar eu vreau doar să testez acea turetă. Acea turetă cu acel, cu acest gadget. Cred că am al doilea star power. Sper să nu fi luat altul. Să nu fi luat din greșeală pe celălalt. Bun, dăm aici un splash să bătem ăsta mai rapid. Bă, cum neva nu l-am dat damage în ăsta? Oare are... Are ceva dacă nu iau power-up-uri multe? Cred că și fără power-up-uri. Și decât să se omoare boții între ei, mai bine mă duc eu și omor. Înțelegi ce vreau să zic? Este ăsta aici. Hai să-mi încarc și eu superul totodată. My friend. Gata, perfect. Mamă, încă nu mi-am... Nu, încă nu mi-am încărcat superul. Doamne, câte hit-uri trebuie să dai. Asta e nasul, că își încarcă foarte, foarte, foarte greu. Let's go. Ok, a murit. Și acum mă voi duce automat după ăsta. Bro, da, e atât de slab. Ok, e perfect că se regenerează. Dar se regenerează el. Dar eu vreau să vin aici. Brother-e. Hai mă, frățiorul meu. Băi, băi, băi. Rău de tot sunt boții ăștia, mă. Uite și la el. Legenda spune că se mai aproape și botul ăsta de mine. Măcar mi-am încărcat superul ca să pun tureta mai aproape. Uitați-vă, cum faci. Mă, zici că e posedat. Ok, o să pun tureta acolo și mai văd ce în el. E perfect. Creier. Creier, botul meu. Și l-o moară tureta, nu l-o moară. Oare trebuie să dai cu... Băi! Băi! Băi, eu n-am dat gadget-ul? Pare am descoperit un nou bug, băieți? Refuză, cred, chestia asta. Hai să-mi încarc superul botlina. Ai, tat. Bine, nici pe aproape să-mi-l încarc. O să dau și în chest-urile acestea. Ca să fie treaba. Nice! Mamă, câte chest-uri pe mijloc. 5 chest-uri? Bro, 5 chesturi, vorbesc serios? Și mă, dacă dau așa, îl bag și pe ăsta? Am ratat pe acesta, nice. Nou power up. Pe mule, chiar vreau să-mi încarc și superul. Gata, tăticu, ești boss. Ești boss, nici nu știu unde să pun tureta. Aici o pun, am dat gadget-ul. S-a dat, dar v-am spus. Nu e așa cum ți-ai dori. Deci nu e absolut deloc așa cum ți-ai dori tu. Din nou mi-am dat gadget-ul și nu s-a dat. Cred că probabil am fost prea departe de turetă de data aceasta. Cred că o să fie nu chiar atât de bun acest. Îmi retrag cuvintele, dacă nici măcar boții nu poate să inimere, înseamnă că cu playerii o să fie și mai jale. Deci cu playerii cred că o să fie și mai jale dacă nici măcar boții nu poate să inimere. Băi, hai mă tată, vino încoa ca să dau și eu, să dau în tine. Ia mă dacă sunt aici. Nu mă, deci cred că nu merge să-ți dai gadget-ul. Deci dacă tu îți dai gadget-ul și practic nu este în raza ta și ieși din ea, nu o să mai dea tureta. Nu trebuie neapărat, deci deloc nu trebuie să ieși din acea rază. Să-mi încarc superul. Haide bossule, să-mi încarc și superul, gata, mi l-am încărcat, poți să-l și bați. Ok, ok, pe mine nu poți să mă bați. Și acum hai să vedem. Oh, firar. Când am vrut și eu să dau superul, fix atunci nu s-a dat. Adică m-a omorât. No, până nu o să fie cu boți, să poți vedea, nu o să-ți dai seama foarte bine. Hai să-l omor pe ăsta. Gadget-ul, din nou, cred că din nou am fost la o distanță foarte, foarte mare. Ia să vedem. Acum, dacă o dau, e, acum e altceva. Dar nu trebuie, da, asta nu trebuie să faci tu. Nu trebuie să ieși din rază. Dacă te-ai dus, uite, ești la limită. Pe așa, acum încă sunt. Ia să vedem. Bro, ce-am mai făcut greșit? Ce-am mai făcut greșit? Nu cred că am ieșit din rază. Deci nu am ieșit din rază. E incredibil. E foarte dificil, bro. Foarte dificil acest gadget. Deci extraordinar de dificil. Ori e dificil, ori e băguit. Deci ori este dificil, ori este băguit. Din două una. O să pun aici tureta.
Și mă voi duce până la limită. Până la limită, băieți, mă voi duce. Stai așa să văd unde este limita. Limita este aici. Să dă doar unul. Probabil că am ieșit din nou din rază. Ok, hai să mă duc tot la fel, până la limită. Până la limita limitei. Aici este. Ia să vedem dacă sare. Hai, veniți pe mine. Hai, că mai bine și Max. Vedeți? Ce vrei? Ce vrei mai mult de atât? Uite, dacă stau aici, nu se dă. Deci nu se dă, bro. Wow, ce porcărie. Deci apare tureta, apare ca și cum tu ai dat cu verde. Ca și cum ar fi cu verde și ar trebui să sară. Dar nu se dau. Nu iasă din turete acele bile. Doamne, vine să cred cum am putut să descoper acest bug. Deci dacă ești prea departe, e bug ăsta că ar trebui să nu-ți apară. Deci ar trebui să nu-ți apară cu verde dacă tu nu poți să dai acele bile. Dacă nu poți să sară acele bile. Hai să pun din nou așa. Mamă, și bubblegum-ul a fost value total. Și nu trebuie neapărat player să fie. Poate să nu fie pe player. Dau exemplu. Hai să vedem, brother. Uite, stau aici, da? Uite, este ăsta aici. Cred că s-a dat decât o bilă sau trei bile. O bilă sau trei bile. Dacă stau aici, ia. Nu s-a dat nicio bilă. Ia, dacă stau aici, nici acum nu s-a dat nicio bilă. Doamne, ce gadget-ul ăsta, băieți? Ce gadget-ul ăsta? Oricum o să anunț. O să anunț și o să ară practic acest episod. Să vadă că, bă, până la urmă, se întâmplă ceva și trebuie să remodeleze cumva într-un anumit mod. În fine, dacă vreți să vă jucați cu acest gadget și o să-l luați, nu stați la o distanță foarte mare. Puneți tureta cât se poate de aproape și nu vă duceți la mama naibii ca să dați gadgetul la nu știu ce distanță. În fine, cam asta a fost episodul, pentru că este foarte târziu când filmez și n-am timp să văd mai multe, să testez cam care e distanța și așa mai departe. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, de abonare și o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!